comparte control, au depistat 516 NRE-uri pentru care au aplicat 506 avertismente și o amendă de 500 de lei, pentru că trebuie să ne comparăm cadrul legislativ. Vreau să vă comunic de asemenea că față de situația anterioară în care am avut autorizate 233 de clădiri aparținând strict procesului de învățământ în care sunt copii, la acest moment avem 264, deci plus 21 de instituții de corpuri de clădire care sunt autorizate. Asta consideră și deduc și reiese faptul că unitățile administrative teritoriale sunt responsabile și implicit conducătorii unităților de învățământ se dedică actului de protecție a elevilor și a utilizatorilor de pe locul de muncă. Vreau să vă spun sintetic, la nivelul celor 138 de unități de învățământ sunt acestea includ 719 clădiri, din care 395 nu fac obiectul autorizației pentru că nu au fost aduse modificări legislative și inclusiv îmbunătățiri din ceea ce presupune modernizări la aceste obiective. Din aceste 719, 254 de clădiri sunt autorizate, cum am spus anterior, la nivelul județului Botoșani, rămânând doar 70 de clădiri care sunt în curs de avizare și autorizare. Și aici vreau să vă spun că 31 de unități de învățământ, 31 de clădiri aparținând unități de învățământ, au efectuat lucrări de istire și reabilitare urmând a depune documentația în vederea avizării acestora, din punct de vedere asigurării incendiului. Și 39 dintre acestea sunt în finalitatea lucrărilor de investiții, urmând a depune documentația pentru obținerea autorizației. Eu certific că condițiile actului de învățământ sunt și vor fi siguranțe. Mulțumesc frumos!